Prospectul în valoare de 24 de milioane de euro pentru infrastructura de transport din Târgu Jiu a fost semnat ieri la sediul ADR Sud-Vest Oltenia. Banii urmează să fie folosiți pentru achiziționarea 15 troleibuze noi, modernizarea liniilor electrice, a stațiilor de călători, dar și pentru modernizarea sediului și a garajelor de la Transloc. Proiectul trebuie finalizat până la finalul exercițiului financiar al UE, respectiv anul 2023, dar dacă pe parcurs nu vor fi probleme, totul va fi gata în toamna anului 2022. Proiectul inițial a fost depus în urmă cu 8 ani, iar ultimele ajustări la acesta au fost făcute anul trecut. Lucrările efective ar putea începe în toamna anului viitor, iar finalizarea acestora 2 ani mai târziu. Fiind un proiect de o mare amergură, reprezentanții primăriei și cei de la Transloc speră să găsească un antreprenor care să se înhame la un asemenea proiect. Proiectul este foarte amplu, foarte complex, implică achiziționarea 15 noi mijloace de transport electrice, bază de curente, troleibuze. O parte din ele sunt cu autonomie extinsă, în sensul că vor putea să părăsească firul de contact pentru prelungirea traseului în zona unde nu va fi construită această rețea. Totodată, proiectul prevede și prelungirea rețelei actuale de transport, modernizarea stațiilor de redresare, modernizarea sediului administrativ, modernizarea incintei, halelor de reparații din spate. Cele mai vechi troleibuze și autobuze din dotarea Transloc au vârste de peste 30 de ani, iar cele mai noi 5 ani. Surprinzător, o parte dintre călători nu par a fi deranjați de modul cum arată mijloacele de transport. Sunt regulile, sunt regulile. Pentru mine e destul de bune. Nu vă deranjează că mai plouă, ele mai bate vântul? Dacă plouă, păi iarna. Dacă... iarna timpul. Ei, nu vă deranjează că arată cum arată? Nu, nu. Nu prea circul așa des. Nu pot să vă spun mai multe. Stațiile de așteptare destinate călătorilor nu arată pentru perioada în care trăim. Aspect criticat mai mult decât faptul că troleibuzele sau autobuzele sunt depășite tehnic și moral. Stațiile cum arată? Cum n-ar trebui să arate o, dar știți că o țară europeană? Primăria a câștigat acum un proiect și o să investească 24 de milioane de euro în transport în comun. Cum vi se pare? Unde-s banii? De o să vină, de la Uniunea Europeană. O să vină. Aveți încredere? Mare, mare, mare mirare. Se par troleibuzele astea, autobuzele? De proastă calitate. Să bage de la noi, pe traseul meu, pe Ezurem, bagă de la, de merge tot curentul pe unde vrei. E frig? E frig, de calitate, să bage. Cele 24 de milioane de euro vor fi cheltuite pentru achiziționarea 15 troleibuze noi, modernizarea 13,62 km de rețea de contact, 2,7 km rețea de incintă, aproximativ 1 km de rețea nouă, autobază modernizată, stații de așteptare modernizat, sistem de e-ticketing creat pentru cele 15 troleibuze, 40 de stații, 40 de puncte de încărcare.